italienii, atât în Europa cât și în lume, în contextul zilelor europene ale patrimoniului și nu numai, Biblioteca Națională vine cu un frumos mesaj și cadou către comunitatea pe care o servește, dar comunitatea noastră sunt utilizatorii de diferite opinii, sunt comunitatea chișinăuiană și nu numai. Ne-a bucurat mult atunci când am primit un mesaj de la ambasadă cu privire la donația acestui bus către Biblioteca Națională și atunci ne-am gândit împreună cu echipa. Și fiindcă istoria cărții românești are o legătură strânsă cu cultura italiană și în special cu Veneția. Însă și Macari, primul editor de carte românească, a făcut studiile la Veneția și a mers în lume cu aceste cunoștințe. Este unul din cele mai importante evenimente dedicate celebrării limbii italiene în lume, care se desfășoară sub înaltul patronaj al președinței Republicii Italiene. În acest an, datorită eforturilor comune a câtorva partenerii italieni, vom onora limba italiană prin două donații significative. Parte a acestui proiect sunt mai mulți distinși oameni de cultură din Italia, oameni care mereu au avut tangență cu cartea și țin la activitatea bibliotecilor și una din ele este doamna Roberta Albertransa. În această clipă, în Biblioteca Națională, în Muzeul Cărții, se dezvelește bustul însuși al lui Michelangelo.